Salut tuturor și bine v-am găsit din nou, suntem în joculețul Beam NG Drive și de data asta vom conduce cu o mașinuță ce îmi place mie foarte mult, BMW 310, una dintre preferatele mele. Și dacă tot am văzut-o în joc, am zis de ce să nu încerc. Mamă, dar la volan foarte foarte proastă animația și nu vreau să bușesc din prima. Vreau totuși să fac puțin curse cu ea. Oh shit. Stai așa, mă, că nu găsesc camera. Ba. Cât de cât mașinuța se putea și mai bine. Asta e tot ce am găsit eu la moduri. Mașina mea, sincer, nu e în joc, că dacă era, o jucam și pe aia E46, dar n-am găsit-o în joc, nu știu de ce. Și hai să încercăm să facem chiar o cursă, gen să mențin drumul fără să mă bușesc. Nu știu dacă e posibil să ceva. Mamă, cât îmi place să fac drifturi. Da, nu strâmbe. Ia să prindem noi viteză mai mare. Nu prea e optimizat așa de bine mașinuța asta. Ia să încerc aici un drift. Aproape mi-a ieșit ceva. Aici mi-a ieșit mai ca lumea. Aici am dat-o în bară. Și nu o să țin mult așa până nu o să bușesc, stați liniștiți. Vreau să găsesc o hartă în care gen să pot să prind viteză foarte mare. Mamă, tot încerc să fac drift, dar nu prea mi iese. Oh shit, am spart spatele. Nu găsim și noi o porțiune mai dreaptă? Oh, nu. Ești naibii din nisip ăsta, uite aici o porțiune dreaptă. Dar accelerează foarte greu. Ia să intru eu, fii atent frate, intru direct în zidul ăsta. Oh! Da, și e buguită, se pare mașina că nu știu ce naibii sunt chestiile astea negre. Sunt tare de demon, nu știu ce e în mașina asta. Ia să încerc eu altă hartă. Am văzut la alții, aveau un E30, dar nu părea ca al meu. Nu știu dacă ei aveau altă mașină. Vreau un drum drept, frate, n-au și ăștia, și să mă arunc. Ia să încerc pe asta. East Coast Highway. Hai să încercăm pe highway. Să vedem cum e pe highway. Și suntem în highway. De la volan se vede foarte nașpa. Ia să... Oba. Hai să încercăm să prindem o viteză cât mai mare. Aș fi vrut să nu fie dus copaci ăștia, ca să pot să mă arunc sau ceva. Dar hai că am prins viteză. Oho, 160. Și acum cred. What? Un copățel m-a făcut praf. Mamă, în ce hal m-a făcut copățelul ăla praf. Ia să iau un sens invers. Să ne poate pe aici altceva. Dar un copăcel m-a făcut drențe. Nu prea pot menține eu controlul mașinii. Ia să sar mă pe aici. Oi de caul meu. Cât îmi place să distrug mașini, frate. Mamă, și am ajuns sub apă. Am murit și motorul. Ia să facem aici un burnout la început, așa înainte să plec. Și să-i dăm blană din nou. O să încerc să-mi iau și hărți. Opa, hopa, 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 hopa. Iar are nu știu ce bug-uri. Și nu mai pot să scot de aici, trebuie să-i dau și un restart. Oh. Ia să iau în partea asta altă, că era mult mai șmecher. Se putea mai bine mașinuța asta să fie făcută, dar merge și așa. Mamă, frate, dar așa greu accelerează 3 țarții M3 până la urmă. Nu știu după ce s-au inspirat ăștia ce au făcut modul. Opa, hopa, 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 opa! Ai de capul meu, ce a fost asta, frate, că m-a blocat pe loc? Ce accident e ăla, mă? O să mai sar o dată de pe stânci. O să încerc cel puțin pe partea asta. Uite, deci tu cât de greu accelerează, frate. Trebuia să am 200 acum.
Ia să sar de aici. Oh, ce-mi place să sar pe stânci, frate. Da, și am o idee. Parcă am încercat o hartă cu tabul. Asta cred că era. Ia să o încerc și de data asta. Și cred că asta era harta. Vreau neapărat să o văd. Căzând de pe stânci. Cam alunecă ea pe terenul ăsta. Hai să încercăm pe aici. Deja mi-a sărit ceva din mașină, dar nu știu ce. Intrăm cu spatele? Hai mă să intrăm cu spatele. Oh, nu știu ce e rotița aia din spate care o... Văd o rotiță ceva sub mașină. Hai de capul meu, hai de capul meu. Cât îmi place să-i dau drumul pe stânci, frate. Frate. What? What? E prea marfă să vezi o mașină distrugându-se. Nu știu de ce. Am eu satisfacția asta interioară. Și diabolică, ia să o luăm pe partea. Stai să prindem cât de cât viteză. Ia stai să întorc eu aici. Nu, 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 nu așa, băi, Tarzan. Întoarce, 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 întoarce. Și o să iau încoace în viteză, chiar dacă abia accelerează. Măcar prind o viteză și așa. A? Dar nu prea sunt stânci pe aici, sau? Hai că merge. Aici mai bag puțin accelerație. Am mulți naibii, asta e toată viteza cu care cobori? A, uite, tot am rotița aia. Oh my god, nu mă las până nu văd mașina făcută absolut praf. Mamă, 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 mamă. Nu înțeleg cum se mai țin roțile de mașină. Mă mir că am prins o viteză la căzătură enormă. Cred că o să ajung în apă. Am ajuns și în apă. Și cam asta mi-a fost în apă. Ia să încerc să mai prind viteză din nou. Oh, nu pe partea asta. Ia uite, m-am blocat mașina, bă. Ia mă că încerc direct în față. Ciofi, ofi, frate. Ce naibii, ciofi, ofi, că n-am reușit nimic. Hai să încerc pe aici. Dar trebuie să sar direct pe deal, că altfel n-am zis pe o creastă ceva. Gen pe aici, ia. Cred că pe aici e bine. E foarte bine. Ah! Dacă săream de la, era prea bine. Ia să-l las așa să... Hai, 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 mă, hai că a prins viteză. Îi mai dau și eu un impuls. Aici cred că o să fie dureros pentru mașina. Oh, oh, oi de mine. Și de mine. Nu știu sincer, n-am încercat nicio mașină care e gen de la joc, nu moduri de astea. De fapt, nu știu, poate sunt tot moduri băgate și astea. Ia să încerc una care pare băgată din joc. Băg o mașină de poliție? Hai să bag o mașină de poliție. Și să văd cum o fac și pe asta, dar nu în apă. Aolo, a dat-o și pe asta în apă. Nu știu cum să o pun pe creastă. Chiar nu știu. Păi n-am ce să fac. Trebuie să schimb harta. Altceva, frate, de bușit nu mai e. Small Island. Utah. Ah, cred că asta e ca lumea, frate. Pe highway. Fii atent pe highway. Ia să vedem aici. Și suntem pe harta care trebuie. Nu știu în ce direcție să iau. Încolo văd că e tunel. O să iau în față și o să încerc să prind viteză cât mai mare și să o busesc. Ia să văd cât o să prind, frate. Merg și eu pe contrasens, ca băieții. A, dar deja urmează o curbă, păi mi-a stricat toată combinația. Sau nu? A, nu urmează curbă. Aia e altceva. Am 180 deja și abia mai pot să controlez mașina. Oh, shit, dar chiar că abia mai pot să controlez mașina. Sunt curios cum va face la accident, dacă rămâne pe loc e chiar prostănacă. Au, și da, am 220. Hei! Oi, de capul meu, cum s-a făcut. Și cam atât. Ia să încerc să iau pe cealaltă direcție.
Nu cred că are efectele de accident bune mașinuța asta. Ce naibii tunelul ăsta, frate? Mă tot trage în dreapta. Ce dracu? Ah, fiate, m-a suturat de mașina asta, deși îmi place mie foarte mult. Dar o să bag o Dacia. Dacia mea. Să văd cum e asta, frate. Asta. Cred că accelerează la fel de repede cât aia, frate. Cred că e foarte prost optimizată. Asta e mult mai bine. Chiar dacă săraca se bălângă, ne cred că la prima curbă ne vom roti în ultimul hal. Măcar avem 150. Cred că a accelerat destul de repede nebuna asta. Și 190, frate, avem deja. Cu BMW-ul nu am prins atât. E foarte prost optimizat BMW-ul ăla, e fost. Oh shit. Oh shit, ia să luăm piatra asta. Ai de capul meu. Oh my. E, asta nu se vede chiar așa de mișto la accident cum se poate, dar măcar nu știu, prinde. Totuși e Logan și depășește BMW-ul. E un semn clar că au greșit la optimizarea. E un semn mai mult decât clar. Și ia. Opa, mamă, ce drifturi fac și cu Loganul ăsta. Oh, nu. Hai să prin viteza maximă. Nu știu spre ce mă îndrept. Chiar nu știu ce e în capăt. Haide mă, haide mă. Mamă, dar cât de lung e ăsta, frate? Parcă mă apropii de final, parcă. Nu sunt sigur. Am 200, cred că e viteza maximă. Mă, normal nici nu prinde atât un Logan. Mi se pare. De fapt, ce mi se pare? Mamă, ca sigur nu prind. Mamă, curba asta va fi extrem de nașpa. Ai, ai, nici nu cred că avem cum să ieșim oricum din tunel. Și ăsta e și Loganul meu, un far care dansează. Și ia să mai vedem noi ce mai e pe aici. Pă, hărtuța asta. Hopa, hopa. O să mai fac o busitură cu Loganul, că deja cu E30-ul nu prea. Oh, ia să încerc cu E30 să sar aici. Hai, totuși așa praf cum e el făcut. Ursulețul meu, dar de ce ursulețule ești cu susul în jos? Chiar nu înțeleg asta. Și nu știu cum să te întorc. A, păi F7, gata. Am aflat, frate, și cum să te întorc. Ia, nu, am luat și eu singura Petro. Hai să la, fii atent, îl arunc de pe coastă, frate. Asta e ce să fac din prima. Direct în apă. Altceva n-a găsit decât în apă. Ai, 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 ai. Oh shit, nu mai vreau să sar. Mamă, cum am scăpat. Ia să o iau pe podul ăla, că nu știu ce e pe podul ăsta în stânga. O să o iau pe podul ăla spre stânga. Nu știu exact de ce și cum, dar eu o iau încolo. Nu știu cât de mare e harda asta, sincer, mamă, dar asta e drum periculos. Nici dacă iau puțin pe margine, sunt pa. Hai, am băgat și un mic drift. Hei! Aaaa, firea aia să fie de piatră. Băi, frate, m-a spart piatra. Găsesc piatră în fiecare colț. Gata, că am scăpat de asta. Încerc din nou să fac curba încă o dată. Hai, hai. Oba. Mamă, dar driftuiește mașina asta. Ai de capul meu. Aaaa, nu mai, nu mai, nu încerc, nu mai încerc pe harda asta.
o las baltă. Mai dau puțin pe grid map. Ia să mai... Mamă, ce... Băi, ești nebun, a prins o viteză asta, nu știu ce s-a întâmplat. Nu, a fost un bug ceva. O să mă joc puțin cu ea pe aici pe grid map. Ia să încerc eu să sar. Să mă urc pe chestia asta. Băi, ești nebun, am reușit. Nu pot să cred. Oh, nu. Ia să încerc eu să intru în tunelurile alea. Fără să iau chestiile astea, că astea o să mă facă praf. Ia să iau eu ăsta. Dar trebuie, nu știu, că n-am cum să o iau drept înainte. Trebuie niște roze mai mari, cred, ca să o arpal. Că n-am cum să fac, trebuie să fac stânga exact dinainte și nu prea pot. Uite, dacă iau așa lateral, o să mi se bușească, cred. Da, mi s-a bușit grav. Și o să-mi cad acum pe spate. Ah! N-am șanse, frate, n-am șanse în jocul ăsta. Ia să testăm. Suspensia? La 90 la oră, bă, eu zic că a rezistat bine suspensia pe chestiile alea. Nu se trece în viață, vis. Mamă, ce s-a stă, frate, asta e periculos rău. Dar și la asta a rezistat. O ușă începe să zângăne. A rezistat, frate. Cât de cât a rezistat. N-ai ce să zici. Ia să încercăm un drum. Asta e mega nașpa. S-a făcut praf din prima, nu mai avea rost. Ia să continui înainte. Fă că e o chestie mică, asta e să mă ajute să mă ridic pe o roată. Asta, să fac o rotire de asta gen. Am înțeles. Și mai văd încă o chestie, asta cred că e mai mare. Ia să încerc. Oh! Ah! Era mișto să reușesc să mă întorc pe roată și să sar direct pe ea. Ce am făcut, mă, nene, mă? Ce am făcut? Un burnout. Ia că văd un circuit pe aici, să mă mai descoper și o hardă asta, că nu știu chiar complet. Am jucat-o doar cu blindatul. Dar e foarte greu de controlat mașina și foarte prostănacă și orice. Opa. Oh, nu. Hai, hai, hai. Hai că se poate. Fii atent că am prins-o. Fii atent că pot. Ah. Reușesc, frate, să mă plimb pe asta. Hai, hai. Nu! Am ieșit de pe ea! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hai să încercăm în altă parte. Să mai fac ceva. Nu, am scăpat-o de sub control, nu-i bine până frâna. Hai să accelerăm. Nu știu unde să mă duc. Aici ce naibie? Gen nămol, nisip. Asta e nămol, probabil. Asta nisip și asta apă. Oh, shit, dar e apă ca lumea asta. Aici cred că era bun ăla care e amfibie. Ia să iau repede prin astea. Ho-ho, chiar a rezistat bine. Cât de cât. Am luat-o cu două roți oricum. Și mai încerc o singură schemă înainte să încheie episodul. Oba. Ce înseamnă chestia asta? Ia să încerc. Pe asta mă urc. Am mai putere să te urci? Ia să te văd. A, nu prea are. Ai, frate. Nu pot, nu pot, nu pot. Nu pot să mai fac ceva și așa ca ultima tură o să bag viteză maximă. Și o să mă lovesc de zidul din față cât de tare pot. Ia să vedem, dar nu pe pământ. Am și o rampă de sărit. Ia să încerc să sară pe asta. Oh my god, cum a rămas mașinuța, nu pot să cred. În ce hal s-a făcut? Deci nu pot să cred. Mamă, cum s-a turtit, frate. Mă mir că mai e întreagă. Deci nu pot să cred cum s-a turtit. Păi, și aici voi încheia și episodul ăsta din seria BMG Drive. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă aștept și la toate celelalte episoade, toate celelalte jocuri o să mai fac în continuare cu joculețul ăsta. Puteți să-mi
Spuneți dacă aveți vreo idee, vreo hartă, vreun scenariu, ceva în jocul ăsta. Sunt deschis la opțiuni. Mulțumesc că mă urmăriți. Vă salut. La revedere. Bye.